Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Colonșul spre vremea aceea, în frumoasa Galileea, o fecioară vețuia, ce Maria se numea. O fecioară vețuia, ce Maria se numea. Nazaret era orașul unde ea și-afla lăcașul. Într-o zi Maria sta singură la vatra sa. Într-o zi Maria sta singură la sa. Și deodată ce e văzut, casa toată se umplu de o lumină lucitoare, ca lumina de la soare. De o lumină lucitoare, ca lumina de la soare. Îngerul Gavril întrase la Sfânta Maria acasă, lângă ea din zbor se opri, bucură-te îi grăi. Lângă ea din zbor se opri, bucură-te, îi grăi. Tu de daruri încărcată, cea mai binecuvântată, din femei pe acest pământ, e cu tine Domnul Sfânt. Din femei pe acest pământ, e cu tine, Domnul Sfânt. Ea văzând s-a înspăimântat și întru sine s-a întrebat: Doamne, ce însemnează oare astea vorbe de închinare? Doamne, ce însemnează oare astea vorbe de închinare? Îngerul a zis Mariei: N-ave teamă, pace ție, har la cel din cer aflași, naște vei un copilaș. Har la cel din cer aflași, naște vei un copilaș. Fiul Domnului va fi și Iisus se va numi Sfânta lui Împărăție, nesfârșită o să fie. Sfânta lui Împărăție, nesfârșită o să fie. Amin.